Acum despre niște cifre de ultimă oră apărute, care ne arată câți bani au cheltuit cei de la DNA și DICOT în ultimii ani, sute de milioane de lei. Colegii de la știri pe surse au realizat o analiză în privința costurilor pe rechizitoriu sau pe inculpat condamnat, de unde reiese cât de eficiente au fost cele două structuri specializate ale Ministerului Public. Colega mea, Corina Matlinski, a văzut aceste cifre și vine cu mai multe informații chiar acum. Corina, bună ziua! Au fost eficiente? Ce reiese din calcule? Bun găsit tuturor! Pare că mai eficienți au fost cei de la DICOT față de cei de la Direcția Națională Anticorupție. Cel puțin asta arată datele oficiale din bilanțurile celor două instituții analizate pe ultimii 4 ani. Au avut cumva bugete similare. Spre exemplu, anul trecut atât DNA cât și DICOT au avut undeva peste 170 de milioane de lei. Însă când vorbim despre cât i-a costat un rechizitoriu sau un inculpat, e bine, cifrele arată total diferit, pentru că în cazul Direcției Naționale Anticorupție avem cifre chiar și de 3 ori mai mari și o să încerc să vă citesc câteva dintre aceste cifre. Spre exemplu, trebuie să vă spun în primul rând că avem un număr tot mai mare de achitări în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție. Știm că în 2017 a început declinul, dacă putem să spunem așa, pentru cei de acolo. Dacă ne uităm la costurile per rechizitoriu, în 2017 costa un rechizitoriu puțin peste 400.000 de lei, în 2018 puțin peste 880.000 de lei, pe când în DICOT în 2018 un rechizitoriu costa 110.000 de lei. Dacă este să ne uităm la costurile pentru trimiși în judecată, la Direcția Națională Anticorupție un singur inculpat costă peste 307.000 de lei, pe când la DICOT aproape 50.000 de lei. Costuri extrem de ridicate. Știm foarte bine că bugetele sunt extrem de mari și s-au plâns tot timpul cei de la Direcția Națională Anticorupție că își doresc tot mai mulți bani pentru că au dosare extrem de importante. Dacă analizăm însă, iată, aceste cifre, vedem că avem mult mai multe dosare trimise în judecată și mult mai multe achitări la Direcția Națională Anticorupție. În 2015, DNA a trimis în instanță 357 rechizitorii cu 1258 de inculpați. În 2016, 403 rechizitorii cu 1271 de inculpați. În privința numărului de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției și a numărului de inculpați trimiși în judecată, declinul DNA este evident începând cu anul 2017. În schimb, la DICOT, rezultatele sunt constante. La DNA au fost făcute în 2017 381 de rechizitorii cu 997 de inculpați. În 2018, doar 193 de rechizitorii cu 556 de inculpați. În schimb, DICOT a avut rezultate de 3 ori mai bune. Astfel, structura de parchet a trimis în 2015 în instanță 1156 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 3892 de inculpați. În 2016, 1485 rechizitorii cu 3866 inculpați. În 2017, 1533 rechizitorii cu 3940 inculpați. În 2018, 1586 de rechizitorii cu 3526 de inculpați. În ceea ce privește calculul eficienței, DNA a înregistrat creșteri semnificative cu privire la costurile pe rechizitoriu. Cifrele oferă o imagine bună și asupra costurilor pe care le-au rezultatele procurorilor DICOT. Și costurile pentru inculpații condamnați au crescut în ultimii ani pentru DNA. Iar DICOT a înregistrat în 2018 57.267 de lei pentru inculpații condamnați, față de anul 2015, când structura de parchet a avut 37.813 lei. Bugetele celor două structuri au fost apropiate în toți cei 4 ani analizați. Dacă în 2015 și 2016 DNA avea un ușor avantaj, în 2017 și 2018 DICOT a avut bugete mai mari decât DNA. În 2018, ambele structuri specializate au avut bugete de peste 170 de milioane de lei.